Dragi prieteni, bine v-am regăsit de la Târgu Mureș. Este miercuri, este România în bucate, pe TVR2. Astăzi, din Sânt Georgiu de Mureș, o locație bine cunoscută deja de mulți dintre dumneavoastră, am mai gătit din acest loc, împreună cu Costin Miron, prietenul și colegul meu. Dragi iubitori ai emisiunii România în bucate, astăzi vă propun o rețetă care este destul de cunoscută. Vom face niște piept de pui la cuptor, așezat cu un strat de pui, un strat de dovlecei din ăștia italieni. Zucchini, zucchini, da, așa. Pe care îi vom amesteca cu ouă și cașcaval ras. Deci punem așa un strat de carne, un strat de... Într-o tavă? Uite, chiar în vasul ăsta o să în vasul ăsta? Da. Dar... În vasul ăsta o să încapă tot ce e aici? Nu chiar. Ciupercile sunt pentru garnitură, dar o să revenim la ele. Și o să tapetăm vasul cu felii de jambon. Văd aici un jambon. Da. Afumat. Da. Și tot în tavă o să punem și doi cârnăciori, să facem felie. Când o să tăiem felia, să aibă doi ochișori, știi? Facem o singură tavă? Nu, mai avem încă un vas, mai facem și într-un vas rotund, că suntem mulți, nu? Asta am vrut să te întreb și eu, că mi se pare cam micuț ăsta la o singură masă, dacă îl umplem... Nu, mai facem încă unul rotund. Cașcavalul l-am văzut, da. Zucchini, ăsta e pieptul de pui. Da. Usturoi o să-l folosim un pic la un sos pe care îl facem cu roșii coapte. Și acolo conopidă? Asta e brânză de burduf, cu care o să umplem ciupercile, pe care le facem la grătar. Înțeles, astea le facem la grătar. Da, și vor fi garnitură. Garnitură pe lângă... Da. Și rulada asta. Asta e un fel de ruladă ce faci tu aici, de fapt. Nu e ruladă, că nu o rulăm, de fapt. E pui în tavă, la cuptor. Am înțeles. Așa, iar salata verde este pentru decor. Dar ce frumos ai decorat-o aici cu... Da, cu o ridiche și ridiche o să așezăm cu... un pat de salată verde, pe urmă răsturnăm... rulada noastră, să zicem, ruladă pe ea, pe urmă tăiem-o, așezăm în farfurie. Frumos, o să arate frumos. Știți, așa cum v-am obișnuit, o să urmăm toate etapele. Ole, salata, ciuperci, aici am înțeles. Așa, avem ceapa și roșiile. Ceapă verde, tăiem puțină ceapă verde să punem în aceeași compoziție cu cașcavalul. Roșiile am spus că le coacem. Colorații ăștia mici și iuți și arapizi o să-i folosim tot la final. Iar condimente, avem rozmarin, presărăm puțin rozmarin în fiecare, peste fiecare strat în tavă. Piperul amestecăm și în ou și cu cașcavalul și cu dovlecei. Sare la fel. Și ce pregătit ești astăzi, văd că mi-a explicat fiecare. Busuioc să punem peste brânză. Da. A fost ideea ta, recunosc. Da. Să punem peste brânza din ciuperci. Hai să ne apucăm de treabă. Cu ce începem? Ghici, cu ce începem? Trebuie să dai foc. Prindem focul? Da, cum? Știi că e... Ai acolo chibrit, sus. Asta e treaba mea întotdeauna. Totdeauna te las pe tine, nu? Focul la cuptor, da? Da. Și jarul o să-l scoatem și o să-l punem aici pentru ciupercile. Cu jarul vom coace ciupercile. Perfect. Dar nu o să avem foarte multă treabă nici astăzi. Să vedem. Vorbim mai mult. Oricum vorbim noi cam mult în loc să gătim, în general. Ia uite. Nu te cred, până nu se face un pic de pălălaie. Laie, pălălaie. De pară. Te-ai descurcat ca întotdeauna, mă bazez pe tine. Nici nu-mi fac probleme. La capitolul a prins focul. Bogdane, hai să începem cu pregătitul umpluturii de zucchini și cașcaval. Eu sunt total nepregătit la capitolul ăsta, trebuie să mă îndrum. Cașcavalul, tot. Tot cașcavalul, tot, da? Tot. Așa, stai că îmi trebuie vasul, deja vasul... Fără degete. Fără degete, nu? Și fără unghii. Pe care? Ăla mai mărunțel? Nu, pe ăla mare. Pe ăsta? Da. Eu între timp o să mă ocup de ouă. Așa, hop. Spargem niște ouă aici. Câte ouă pui acolo? 4. Între timp, ce să fac? Pun puțină sare. Așa? Așa, puțin piper. Încep să le bat așa ușor, știi, să nu le zăpăcesc.
Ce? Faci o omletă, practic, acolo. Da, da, da. Omletă cu cașcaval. Pui și cașcavalul meu? Da. Și cașcavalul tău și dovlecelul meu. Păi imediat mă apuc de ei să-i tai. Și după o tigaie am pus pe foc omleta și gata mâncarea de astăzi. Da, așa să luat-o. Așa să ne apucăm. Nu, ăștia nu se curăță. I-am spălat bine și îi tăiem rondele. Cât de subțiri? Cam așa. Bun, ce fac cu? Pune-l peste ou. Cașcavalul, stai că am un turn aici, un turnuleț care se va răsturna dacă... Te rog frumos să nu prăvălești bastionul de cașcaval. Deja e turnul din Pisa asta. Da, s-a înclinat. S-a înclinat, stai așa. Dacă tot l-ai aruncat acolo, așa. Stai să-ți dau și niște dovlecei peste. Și asta va fi umplutura, nu dintre straturile... Între straturile de carne, da. De carne? Da. Mai trebuie două ouă, așa? Mai trebuie niște ouă. Mai aducem niște ouă. Cred că e cam mult cașcaval. O să mai punem un nou sau două. Sigur. De unde ai învățat tu rețeta asta, Costină? De unde? Da. Aici, în Transilvania, am văzut-o, să știi. Nu de altă, da. Nu-i ceva rău, asta cred că o să iasă foarte... foarte gustoasă și foarte aspectoasă. Să arate bine. Îmi imaginez cum se topește tot cașcavalul ăsta, că e destul de multicel aici. Așa trebuie. Uite, avem și o vies pe care ne ajută un pic. Bă, înseamnă că o gătim cu ingrediente curate. Dacă vin viespile, animalele, ursul să nu vină. Altă viață aici cu amestecul, mai trebuie și dovlecei încă? Încă nu punem deocamdată. Hai că am pus pe foc, m-am spălat pe mână. Da, de aia așa fum aici. Dar fumul nu-i de la noi, de la vecini. Da? Da, cred că și ar. La frunzele de toamnă. Deșeurile, da. Bogdane, apucă-te de piept, de pieptul de pui, așa, și bate-l, dar nu, auzi, nu-l bate tare, așa. A, de pieptul de pui. De ăsta, da. Așa. Îl bați încet, cu milă. Cam așa, da? Da, da, da. Ce fac cu ei? Îi stivuiesc aici. Stivuiești acolo. Uite-te ce fac eu, vezi? Îmbraci... Pregătesc tava. Tăvița. Eu zic din start să pregătești două. Sigur facem două în sus. Noi am mai făcut odată ceva asemănător, o ruladă de carne la cuptor, tot așa învelită în bacon, nu știu dacă tu-ți amintești, da. Nu jambon, da, dar cam pe același principiu. Mi-aduc aminte, sigur. Da, asta s-a legat bine. Bogdane, ai văzut schema, da? Ia, te rog, fă tu acolo cu, uite, aici ai bacon, jambon, așa. Fă și tu. Eu nu o să fac ca tine, uite, le iau direct aici. Păi și eu le-am luat, dar după aia, mai târziu. Și după ce termin, tu începem să le umplem. Deci să-mi jambonez... Să-ți jambonez castronul. Castronul, cum ar veni. Fii atent, Bogdane, am uitat ceva. Puțină ceapă verde aici. Păi, ocupă-te. Ocup, ce să fac? Tu ai lăsat mai multe din afară, oare trebuia să las și eu? Păi trebuie să-ți acoperi, dacă nu, pui deasupra. Dar mai pun deasupra încă o cojiță, dacă nu. Dacă nu acoperi. Ce facem mai departe? Ai zis că ai pus ceapa? Da, începem să așezăm. Eu mă iau după tine, primul ce strat. Faci tu, fac și eu, da? Primul strat, egal, nu foarte gros, că altfel nu ne mai încape cărnița și... Te dai seama că dovlecelul e un pretext pentru pieptura de pui. Bineînțeles, bineînțeles. E bună ideea asta cu cașcavalul care va lega toată compoziția. Așa, uite, la mine e gata. Eu le-am bătut astea, așa cum mi-ai zis. Și așa e să așezăm și pui peste. Ha, nebunie va ieși. Trebuie să potrivești bine carnea acolo. Eu, la mine e mai ușor pentru că astea sunt așa rotunjite și mă duc direct pe... Da.
Și acum peste carnea asta, nu o lăsăm așa de capul ei. Am aici un piper cu trei culori. Deja e aranjat-o? Da. Eu mai am nevoie de încă una. Nu da, ia Bogdane, pune și tu piper, să nu zici că nu-ți dau, din piperul meu. Din trei culori, da? Da. Eu o să mai apăs un pic asta. Bun, am pipernicil, că l-am săricit. Așa, bun, acum iarăși... La al doilea rând de dovlecei. Îl pun mai subțire de data asta, că... O să mai avem încă un al treilea rând. Nu știu, vedem? Cred că da, cred că da. Depinde de oase. Păi și eu o să pun tot mai subțire atunci. Hai că fii atent, eu te aștept, nu mă apuc să-mi pun pieptul peste dovlecei. Nu pune pieptul peste dovlecei, că nu vreau să pierd nicio mișcare de la tine. Știi că o să fac eu acasă la soție. Te rog, o să uimești. Rețeta asta, pentru că... Uite, ce ți-a făcut, ce ți-a făcut asta de nu l-ai tăiat în două? La tine merge, că l-am, asta ta e rotundă. Da, îl pun acolo în mijloc, facem din nou motivul solar. Să ai dovlecei peste tot, gata, piept de pui. Piept de pui. Te las pe tine primul. Eu iau pe asta rotunjel, așa, pentru că se potrivește perfect pe... Eu lucrez cu astea mai... angulare. Mai angulare? Da, mai merge un strat de dovlecei și încă unul. Uite, de... Așa. Dar asta o să-l tai eu un pic în două. Oricum o să mai scadă. Scade așa. Și pieptul, scad și dovlecei, mai venim cu un rând. Eu mai știu ceva ce ar putea să scadă. Ce? Dar înainte să scadă ar trebui să fie plină. Da, m-am prins. Pai, m-am pregătit, știi că... Eu știu că am văzut că ești pregătit aici. Cu ce să-ți dau? Dar să nu ne grăbim, zic eu, și... O vișinată... Să ne iasă. Ai o vișinată? Sau un vin ars. Un coniac ăsta, ardelenesc. O vișinată, da, bun. Uite ce bine ar merge o vișinată. E chiar de anul ăsta, să știi. Da? Da. Frumoasă, frumoasă. Rubinie. Așa trebuie să fie. Dragi prieteni, pregătim aici un fel de... Piept de pui la cuptor. Piept de pui la cuptor, învelit în jambon. Jambon, umplut cu dovlecei și cu cașcaval. În curând le băgăm la cuptor și vă așteptăm la masă. Până atunci, sănătate, Costin. Sănătate. Nu o să mai rămână mai nimic pentru un al treilea vas, Costin. Nu, de fapt, nici nu e perfect. L-ai potrivit cu mâna. L-am potrivit cu mâna din ochi. Pune tot. Asta și vreau. Întinde-l, presează-l. Uite ce frumos. Suntem exact unde trebuie, cu nivelul umpluturii. Dă-mi, te rog, doi cârnați. Doi cârnăciori, Costin? Așa. Ce faci cu ei? Îi potrivesc cu mâna, uite așa. Îl și tai la dimensiune. A, vezi, eu acum ce mă fac cu piul? Tu o să ia. Stai, am o idee. Exact. Da. Asta vreau să-ți sugerez, dar nu mai lăsa, tai repede. Tai colțurile, să știi. Da. Uite, eu am o altă abordare. Da, pentru că tu o să tai un fel de formă de feliuță, felie de da, tort. Da, și atunci să-ți apară și ție un cârnăcior în profil. Da. Așa, și fii atent, am o idee, pentru că am terminat... dovlecei, da. Amestecul, da. Și cumva trebuie să închidem aici. Așa. Să băgăm niște felii de ciupercă. Și pe urmă închidem capacul din jambon. Da? Zic eu. Nu văd ce ar fi greșit în abordarea asta a ta. Dar să fie greșit, inventăm. Uite, eu cu două ciuperci mi-am rezolvat. Păi cu două ciuperci am rezolvat-o și eu, să știi. Uite-te, uite. Și tu le-ai așezat așa. Le-am dat eu motivul ăla, ți-am zis. Da. Bun. Nu, că tu practic ai făcut-o fără niciun motiv. Puțină sare și piper aș mai pune eu. Un pic deasupra. Ba nu din ăsta. Ăsta că e mai colorat. Și se va lăsa. Eu până atunci o să pun sarea. Da, bun. Te aștept ca să vedem cum împachetăm, nu? Dar tu ești sigur că mai ai piper în râșnița asta? Nu cred că mai ai, așa că eu o să... L-auzi cum sună? Dă-i. Dar desfă-i asta mai mult ca să prinde... A, las-mă. Nu te cunoaște râșnița pentru că nu e a ta. Uite. N-ai zis nimic de usturoi încă, nu-l folosim aici, la ce îl folosim? La sosul ăla care îi facem usturi? La ciuperci și la sos. La ciuperci și la sos. Bun, să te văd. Fii atent. Pac.
Da, întindem frumos, să nu rămână, să nu rămână neîntins. Oh, excelent. L-am lăsat chiar prea mult. Costine, mă uimești, mă uimești în fiecare săptămână. Sunt plin de surprize, Bogdane, ca da, și tine, plăcute, ca și tine. Plăcute, uite, de data asta. Sunt sigur că săptămâna viitoare ne face o surpriză. Gata. Uite, cum ai pus jarul acolo, cum a început să iasă fumul pe coș. Îți lași un pic de jar pe margini? Da. Știu că așa faci tu de obicei. Am văzut și eu la țară, la oamenii care au făcut foc în cuptor toată viața. Așa, îi facem loc și sorei. Sora rotundă. Percile, uite, așa le scoatem, doar, fii atent. Codițele? Da, le așezăm și le umplem cu brânză. Brânzică. Punem și un pic de usturoi tocat așa pe fiecare ciumpercă. Un pic de usturoi? Pic, un pic. Faci o pastă din usturoi cu brânză? Nu fac pastă. O să-l tai mărunt și băgăm în fiecare ciupercuță și 2-3 fulgi de usturoi. Deci usturoiul punem dedesubt, da? Da, brânză peste și pe urmă piper și rou și busuioc, ce mai vrei tu. Așa, așa. O stat un pic la soare brânzica noastră să... Da, ai cred. Perfect. E grasă, s-a înmuiat. S-a înmuiat. Așa ceva. Așa, așa. Uite că știi, uite că știi. Se vede că ai mai făcut. Soldăței, da? Sau să pun, tot așa o să o folosim cam pe toate, nu? Ba, bineînțeles. Piper ai pus în ele? Am pus, n-am pus piper. În ciuperci, înăuntru. Trebuia piper întâi? Un pic, un pic, stai că pun. A, ne oprim atunci. Da, așa, pune un pic de piper în fiecare. Alea două nu-i bai. Un pic, nu? A, le pun deasupra la astea două. Așa, așa. Le potrivești cu mâna. Da, cum? Bun. Așa, bun. Brânză și deasupra busuioc. Brânzica. Hop. De brânză din Călimani, de la noi. Da? Da. Iată ce frumoase, ți le dau. E, sigur că tu ai mai puțin de lucru, le termin mai repede. Mă aștepți, mai ce să faci. Bine, o să mă mișc așa cu încetinitorul. Așa. Mai am încă două, Costine. Aștept. Și să știi că am împărțit brânzica aproape perfect. Gata, Bogdan, gata, le pun. Punem pe jar? Le punem pe jar, pe grătar. Bun, deja sfârâie. Le aliniem, sfârâie roșiile. Hai să vedem cum le scoți. Uite așa cu acest instrument, dar uite, vezi că s-au muiat. Și... Păi ia-le așa fin. Finuț. O să aduc o furculiță? Nu le înțepă. Ia uite cum a curs brânzica din ele în jar. Cum trebuia, așa cum trebuia. Stimați telespectatori, suntem aproape să scoatem din cuptor. Dar înainte de asta, o să facem sosul respectiv cu roșiile alea pe care le-am pus frumos pe grătar și deja s-au decojit acolo, le văd foarte bine făcute. Între timp mi-a adus aici un blender, am văzut. Da. Uite ce frumos se decoșește. Uite, mai are aici un pic. Aha, nu i-a mai lăsat nimic. Stai puțin. Vino cu... Că e și păcat. Dezemușoara asta bună. Gata. Bun. Am rezolvat-o. Bun. Le ducem la masă și acolo o să ne facem curaj să le și întoarcem. Să vedem. Uitați ce bine arată. Mamă, fii atent la noi, mă. Ce înseamnă o colaborare între
strânsă. Strânsă. Astea le mai lăsăm, ai zis că un pic să se... Mai lăsăm un pic, un pic să răcească. Să se răcească, așa-i? Eu sunt curios cum arată acolo, înăuntru. Fii atent, Bogdane, cum poate să arate? Arată bine. Verde, ochișorii ăia mici. Uite, ca un zâmbet acolo, da, da, da. Zici că se zâmbește rulada. Cam așa, nu? Da. Hai că stăm. Nu mă așteptam să stea în picioare, da? Așa, uite, chiar și un zâmbet acolo. Da, 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 uite, aici e gura. O singură feliuță sau două? Hai, mai tai una. Așa? Stau bine. Așa rămâne. Perfect. Farfuria noastră este gata, dragi prieteni. După multe ore pe care noi le-am comprimat în cele 23 de minute alocate emisiunii România în bucate, a ieșit ce ne-am propus. Un fel de ruladă de carne, de piept de pui învelit în felii de jambon, cu ou, cu dovlecel, cu țuchini, cu doi cârnăciori afumați înăuntru. Arată foarte, foarte bine rulada noastră. Vă invităm la masă. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare la o altă rețetă de la Târgu Mureș. La România în bucate. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere!